25 de decese și alte 1021 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore în țara noastră, din cele 3274 de teste efectuate. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns astfel la 136.931 de cazuri. Dintre acestea, în total, până acum, 121.402 persoane s-au tratat de infecție, iar numărul celor decedați a ajuns la 2803 cazuri.